Elevii și studenții români au devenit tot mai interesați de consumul suplimentelor alimentare. Cantitatea de pastile crește odată cu stresul, mai ales în perioada examenelor școlare. După solicitarea asta nervoasă, în această perioadă, să simtă cum este la Pokemon. Dar de aici până la a începe să luăm de capul nostru tot felul de produse care sunt promovate pe piața farma, este o mare greșeală, fără spațiul unui medic. Prin învățatul în timpul nopții, nopți pierdute, consum în exces de cafea, suplimente alimentare pentru memorie sau energizante, nu facem altceva decât să privăm creierul de această moleculă numită oxigen. Plafarele sunt luate cu asalt de adolescenți. Tinerii nu au nevoie de prescripție medicală pentru a achiziționa suplimentele alimentare. Sunt pe bază de plante, nu au contraindicații. Care au contraindicații, noi deja le spunem pacienților, clienților că au contraindicații. În primul rând, ne informăm dacă copiii au probleme de sănătate, dacă au recomandări de la medic. Produsele sunt pe bază de ginkgo biloba, care este hrana creierului în special. Sunt produse care sunt guarana și mate, de exemplu, cum ar fi, dar e un produs energizant, nu au voie să le ia seara. Cei care au de învățat mai mult, atunci le recomand să le ia și partea de seară. Cei care vor să prelucreze o cantitate mai mare de informații. Nici farmaciile nu duc lipsă de clienți, mai ales că unele medicamente se eliberează fără rețetă.